Cea de-a 12-a ediție a memorialului Radu Gog va începe mâine dimineață la ora 8, când este programat primul joc din faza grupelor. Evenimentul se va încheia duminică la ora 20, când va avea loc finala mare la categoria Open. 2004 a fost anul în care s-a organizat prima ediție a memorialului Radu Gog, competiție desfășurată în memoria fostului arbitru sălăjan de fotbal, decedat în noaptea de 14 ianuarie în urma unui tragic accident de circulație. Odată cu trecerea anilor, competiția a devenit o tradiție, chiar cel mai de amploare eveniment caritabil sportiv organizat în Sălaj. Dacă la prima ediție au fost 4 echipe participante, la evenimentul din acest an s-au înscris 21 de echipe care se vor duela la două categorii de vârstă, Open și Old Boys. 12 echipe s-au înscris la categoria Open, care vor fi împărțite în 4 grupe a câte 3 echipe, în timp ce la categoria Old Boys s-au alcătuit 3 grupe a câte 3 echipe. Armătura Zalău este una dintre noutăți, foștii componenți ai formației de la poalele meseșului urmând să participe la ambele categorii. La categoria Old Boys va fi prezentă pentru a doua oară consecutiv și minerul Sărmășag, iar dacă armătura și echipa din Sărmășag vor trece de faza grupelor, cei prezenți la eveniment vor avea posibilitatea să urmărească un duel inedit la astfel de competiție. Ultimul duel între cele două echipe a avut loc în 18 martie 2003 pe stadionul municipal, formația zălăuană câștigând cu scorul de 3-0. Armătura Zalău și minerul Sărmășag ocupau la acea vreme primele două locuri în seria din care făceau parte a diviziei C. Radu Gog s-a născut în 19 iunie 1978, a fost absolvent al Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai, al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca anul 2000, al masteratului în relații internaționale anul 2002. Acesta a devenit arbitru stagiar în 1995, iar un an mai târziu a obținut categoria a doua. În 1999 a trecut cu brio examenul pentru categoria întâi, iar în anul 2000 a făcut parte din lotul arbitrilor divizionari. Arbitra peste 300 de partide de fotbal, din care 40 la nivelul diviziei C. S-a remarcat atât pe plan profesional, dar și pe plan sportiv, unde era considerat unul dintre cei mai talentați arbitri din cadrul Comisiei Județene de Arbitri Sălaj. El a decedat în noaptea de 14 ianuarie 2003 în localitatea sălăjană Ciumărna, în urma unui tragic accident. Este foarte important să subliniem că toate aceste acțiuni se au ca scop, de fapt, strângerea de fonduri și donarea sumei rezultate din toate aceste acțiuni, familie, pentru că în urma lui Radu Gog au rămas două fete. Una avea un an, aproape 2 ani, la momentul, un an și jumătate în momentul, acel moment tragic, iar cea de-a doua fetiță nici nu a reușit să-și cunoască tatăl, pentru că s-a născut câteva luni mai târziu după decesul lui Radu Gog. Și vă dați seama că doamnei Nadia Gog, nu i-a fost ușor să crească două fete fără părinte, fără stâlpul familiei. Și acest mic ajutor pe care l-am oferit noi în fiecare an a acoperit mic, așa am putea spune, mici cheltuieli din cheltuielile care le are o familie cu cei doi copii, cu școala. Jocurile din cadrul memorialului Radu Gog vor începe mâine la ora 8 și se vor încheia duminică la ora 20, când este programată finala mare la categoria Open. De la ora 18:40 este programată finala mare la All Boys, iar între cele două partide vor fi prezentați câștigătorii celor 17 tricouri scoase la licitație în acest an. Tot între cele două meciuri vor fi anunțați și câștigătorii tombolei, unde marele premiu este un tricou al echipei naționale de la meciul România-Italia, cu semnăturile tuturor jucătorilor. După încheierea ultimului joc, va avea loc și festivitatea de premiere.